Bițe? Astăzi vă pot spune doar atât. Cuvântul de ordine este main course. Main course. Main course. Astăzi main course este cuvântul de bază, asta înseamnă că putem să gătim absolut orice vrem noi, atât timp cât are carne, garnitură, sos, presupun, că asta înseamnă un main course. Și să vedem ingredientele. Sunteți pregătiți? Având în vedere că Dumitrescu dă, nu prea sunt pregătit. De ce, mă? E, de ce? Eu nu sunt hater, mai întâi mi-aleg eu mie și după aia vă dau vouă. Dragii mei, eu n-am pretenții la ce fel de carne folosiți. Ok. Eu vreau doar să folosiți fructe. Fructe? Fructe? Carne cu fructe? Voi v-ați gândit la carne. Poate să fie orice? Un main course cu fructe. Un main course cu fructe. Cum le găsiți? Sunteți pregătiți? Hai. Cum le găsiți pe astea? Și ai de ales, șef Florin, dă-i. Între... Ananas. Ananas din Caracas? Ananas. Doamne, ce să faci cu ananas? Să-l pui în pizza? Măr! Măr, bun. Eu mere mănânc toată ziua. Dar nu... mărul e un fel de banal. Și... roșii. 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 Ce dracu să ne... ce să zic? Stai să vedem cine dă-și, pe urmă. Ananasul îți permite să faci farfurii exotice, combinații de gust, să te duci într-o zonă mai asiatică, dar este complicat de gătit cu el, pentru gustul tuturor. Dar în același timp îți permite să faci dulce iute, ceea ce prinde la multă lume. E adevărat? Bun. Băieți, nu vă întreb cam ce v-ați dori voi, că sunt sigură că cineva acolo, în dreapta voastră, în stânga voastră, aude. Nu contează. Nu mi-e frică de lupul. Ce rău de lupul, ce rău de lupul, ce rău. Eu m-aș bucura să ne dea morul, sincer să fiu. Când a fost să se aleagă echipele, în acea probă am făcut un sos de mere pentru foie gras. Și cred că m-ar ajuta. Mărul este foarte bun în combinațiile cu porc. Este senzațional în tot ceea ce privește combinațiile cu porc. Și te poate ajuta să gătești porc, rață, main course-uri pe baza asta, unde poți să-l duci în sos și în garnitură. Ce ți-ai dori? Ce mi-aș dori? Da. Să câștig. A, bun. Tu, Sorin? La fel, presupun. Bineînțeles, pe cum am luat? Roșia este capcana de acolo. Pentru că să gătești cu roșie poate părea banal. Mare lucru nu prea e ce să faci din roșie, nu? Adică să o duci la un nivel din ăla super tare. Dar în același timp este cea mai comună și poate fi pe gustul tuturor. Vreau să vă mai spun ceva, să știți că n-am pretenția ca fructul să fie vedeta farfuriei. Trebuie doar folosit. Trebuie folosit. Ok. Eu cred că el o să-și aleagă roșia, o să-i dea mărul lui Bontea, iar eu o să primesc ananasul. Îl cunosc pe Bontea foarte bine. Îl cunosc de undeva. Îl cunosc de undeva pe Bontea și n-am mai văzut. Foarte bine că preferatul lui... Așa. Mi-ar conveni cel mai mult ananasul, sincer. Pentru că își face o chestie asiatică clar. Este porcul cu mere, corect? Nu zic. Băi, eu știu treaba asta. Îți nu place zic. Porcul cu mere. Așa. Același timp, știu despre Cătălin că îi place mâncărica mai mult decât oricui. Sosuleț. Cu sosuleț. Ce vrăjeală are. Pentru Sorin o să las merele. Ok. Pentru Cătălin o să las roșiile. Și noi o să alegem ananasul. De roșia era ori pentru el, ori pentru Bontea. Nu era roșia pentru mine niciodată. Crezi că vrăjeala asta așa ține? Dar mie mi se pare că v-a oferit un avantaj. Deci chiar v-am oferit ceva? Da. Gătești cu măr, că nu e o problemă. Dar nu-mi place vrăjeala care o spune. Vezi, Doamne, că mie îmi place porc cu mere. Nu mă nebunesc după el absolut deloc. Este strategia vrăjeală lui. Dar n-am nimic împotrivă să-mi dea ce vrea el, pentru că el a ales. Păi ți-a dat e dreptul lui. Să dea ce vrea el. Ce mă, te-am supărat că ți-am dat vrăjeala. Nu i-am dat deloc nasol. I-am dat foarte bine și el știe treaba asta și ar trebui să-mi și mulțumească că i-am dat mere. Ți-am dat mere pentru că abia aștept să mănânc un porc cu mere de la tine. Nu i-am merge! I-am dat roșii că abia aștept să mănânc cu o tochitură de la el. Lui Scărlătescu i-am dat roșii pentru că nimeni în țara asta nu face tocane cum face el. Și mie că vreau să-l testez pe Silviu dacă mai știe asiatic. Corect? Corect. Hai să mergem la treabă. Aha, aha, aha. Vezi ce bine e să nu fii, să nu pari o amenințare pentru ceilalți? Mă bucur că e roșie. Poate pleacă echipa roșie acasă. A, încă o întrebare.
Eu dacă am ananas, am voie să folosesc roșii? Nu ai voie să folosești nici măr, nici roșii. Așa cum Sorin are voie să folosească nici roșii, nici ananas. Așa cum Cătălina are voie să folosească nici măr, nici ananas. Următoarea întrebare. Ăsta, cum le-a făcut el repede așa. Primul coclet pe care îl prind în cărmară îl voi găti. La fel, la cuptor. Umplut cu ciofii. Cu forța, cu sila. Vedeți, dacă avem coclet acolo, îl umplem cu mere. Coclet cu mere, da. După ce vă uitați în cămară, vă spun doar că aveți 60 de minute la dispoziție. E bine că nu muncim foarte mult așa, adică 2 ore să ne curgă iar toate pe noi. Dar este și rău că poate nu terminăm la timp. Dacă avem coclete, munte, ești primul la ușe. Șef. Dai pe toată lumea jos. Unde-i puiul? Dă-te, mă, unde-i, mă, puiul? Puiul!